Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vă arăt o rețetă superbă, extraordinară, rețeta copilăriei mele, care ne făcea bunica acasă. Of, n-am mâncat de un car de ani. Acestea sunt patieuri cu orez, cu ou și cu ceapă verde. Ia că așa arată. Uitați-vă ce sunt de bune, ce sunt de moi, uitați-vă ce moi. Da? Dați-mi mai rup unul să vă arăt. Încă așa. Uitați-vă ce bunătate. Voi nu aveți idee cât de tare mi-a fost poftă de aceste pateuri. Eu nu știu dacă voi ați mâncat așa pateuri vreodată în copilăria voastră sau acum, sau poate n-ați mâncat deloc niciodată, n-ați auzit de așa pateuri. Dar eu vă recomand să încercați rețeta aceasta. Este aluată, făcut pe bază de iaurt, chifir, chișlea, cum să zice. Adică l-am făcut fix așa cum îl făcea bunica. Deci, vreau să vă spun că ce să spun eu? Că să le încercați, adică, da? Dacă vă plac rețetele mele, dați like, abonați-vă la canalul meu, distribuiți rețetele mele. Eu pentru asta vă mulțumesc din suflet, pentru susținerea voastră, pentru comentarii frumoase care mă încurajați mereu. Da, sunt și comentarii puțin mai, așa, mai rele, dar nu-i nimic strașnic, nu-s pe placul tuturor, cum s-ar spune. Sunt care spun că nu vorbesc clar, nu vorbesc frumos, nu... Eu nu sunt româncă, eu sunt moldovancă. Eu sunt moldovancă așa cum m-a născut mama, eu nu pot să mă schimb. Eu nu pot să mă fac pe placul tuturor, da? Ia că așa, ne-am făcut un ceișor aici și acuși voi savura cu plăcere. Pentru a lua vom avea nevoie de 1 kg de făină, de 600 ml de iaurt, chifir, iaurt sau cum să-i spun, chișleag, se mai spune la noi. De 100 ml de apă călduță, de 100 ml de 50 ml de ulei, de 10 grame. Așa, pentru aluat vom avea nevoie de 1 kg de făină, 600 ml de iaurt, să mai spune chifir, chișleag, 100 ml de apă, 50 ml de ulei, la mine este de măsline, 10 grame de drojdie uscată, o linguriță jumate de sare și două linguri de zahăr. Apa ne trebuiește să dizolvăm drojdia. Pun drojdia, pun zahărul. Peste făină adăugăm sarea și o amestecăm. Așa, am dizolvat drojdia. O turnăm aici. Turnăm iaurt, ulei și începem a frământa. Am adăugat tot chifirul, iaurtul și frământăm bine. Adăugăm restul ulei care a rămas. Și frământăm. El trebuie să fie moale, să nu fie vârtos, ea că la mine e puțin lipicios, dar eu nu-i adaug făină, nimic. Încă așa. L-am frământat și îl lăsăm să crească. Așa. Ia că el e puțin lipicios, vedeți? Dar eu nu-i adaug nimic pentru că ca să mi se primească pateurile foarte pufoase. Dar aluatul când crește, el devine nu așa lipicios. Așa, turnăm puțin ulei. Și îl punem la crescut pentru o oră. Pentru umplutură avem nevoie de 6 ouă fierte tăiete cu cubulețe, de 200 grame de orez uscat, oreză, și apoi îl fierbim, ia că așa l-am fiert eu, și de o legătură bună de ceapă verde. Avem nevoie și de 25 grame de
ulei, de piper și de sare. Orezul al cântăriți uscat, nu fiert. Așa. Adăugăm orezul. Adăugăm ouăle. Ceapa. Așa. Uleiul. Piperul negru. Sare. Așa. Și incorporăm bine toate aceste ingrediente. Am amestecat bine, am incorporat. Gustați de sare, de piper, dacă vă mai trebuie, mai adăugați. Așa, la mine a crescut aluatul foarte bine, după cum vedeți. Îl adăugăm pe masa de lucru. Uitați-vă ce aluat frumos. Și îl facem biluță. Tăiem așa câte o bucățică și facem biluțele. Le facem la ochi, nu le cântărim. Vrați cântărițele. Dar eu o să le fac la ochi. Așa, am făcut biluțele, le astupăm și le lăsăm 10 minute să odihnească. Aprindem cuptorul la 175 de grade și ne apucăm de făcut. Luăm câte o biluță, ungem mâna cu ulei. Întindem o foiță. Aici nu lucrăm cu făină. Așa. Adăugăm umplutură. Încă și ea. Și începem să lipim. Încă și. Să dăm forma la pateurile noastre. Încăși. Și le punem pe tavă. Iarăși mai luăm unul, al împliem și iarăși al lipim. Alipim bine. Încă și ea. Și iarăși îi dăm forma de pateu. Și îl punem pe tavă. În felul următor, așa pe o parte am făcut. Vedeți? 10 i-am făcut. Acum îi lăs 10-15 minute să se odihnească. Apoi îi dau cu gălbănuș de ou. Așa, au crescut. Aici am lapte cu gălbănuș. Amestec puțin. Așa. Și ungem. Le dăm la cuptorul preîncălzit la 175 de grade pe 30-40 de minute. Ia ca și pateurile mele. La mine a stat 38 de minute. Eu m-am uitat la oară ca să vă spun cam cât. 38-40 de minute. La mine 38 a stat. Deci sunt superbi, moi. Uitați-vă ce sunt de moi. S-au copt bine. Uitați-vă. Dați să rup și să vă arăt ce bunătate. Ia. O nebunie, fetelor! Dar ce miros! Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți rețetele mele, dar eu vă doresc numai bine și succes în bucătărie! Pa, pa!